Dinamo a făcut spectacol într-un meci cu de toate la Târgu Mureș. Atacul lui Andone, cel mai tăios din Liga 1, a fost de neoprit și în minutul 5 oaspeți au deschis scorul când Topic și-a băgat mingea în poartă după un șut al lui Niculae. 4 minute mai târziu era deja 2-0. În doi a reluat din prima sub bară pasa lui Liviu Ganea. După alte două ocazii mari ale lui Dinamo, a venit momentul care părea să relanseze meciul. Defensiva l-a dezamăgit din nou pe Andone și Moții a fost eliminat pentru un fault în care Florin Dan a transformat și Târg Mureșenii aveau la dispoziție o oră pentru a găsi măcar golul egalizator. De înscris a făcut-o însă tot Dinamo. Liviu Ganea a făcut 3-1 la 8 minute după pauză din centrarea lui Torje, dar apetitul ofensiv al câinilor încă nu fusese satisfăcut. Marius Niculae a marcat cel de-al 16-lea gol al echipei sale în doar 5 etape. Gazdele au început din nou să spere după ce Vancea a redus din diferență la doar 2 minute de la reușita lui Săgeată. Dinamoviștii nu le-au lăsat însă nicio șansă și Cătălin Munteanu a făcut 5-2 în minutul 88. Nu a fost ultimul gol al meciului pentru că Flavius Moldovan a făcut penalti în prelungiri și s-a ales cu un cartonaș roșu, iar Andrei Cristea a transformat lovitura de pedeapsă. 6-2 pentru Dinamo, scorul campionatului până acum și scorul care confirmă statutul echipei lui Andone de principală candidată la titlu.